Ziua Națională a României este prilej de mare bucurie pentru toți românii. Sărbătorită prin cântec și voie bună, copiii din comuna Godeanu au dat dovadă de patriotism printr-un spectacol de zile mari. Mâncărurile tradiționale, obiceiurile și portul popular au fost nelipsite. Totodată, micuții s-au bucurat că au putut aduce în sufletele fiecăruia mândria de a fi român. Momente de neuitat în comuna Godeanu pentru toți cei care au participat. Evenimentul susținut de către primarul comunei Sabina Gheorgheci, cât și de cadrele didactice, a putut aduce zâmbetul pe fața copiilor, dar și a adulților. Elevii ai școlii Șiroca, dar și grupul de copii al centrului Nichita Stănescu au bucurat o sală întreagă. Dedicarea și ambiția aceea de a face lucruri bune pentru locul natal, primarul Sabina Gheorgheci s-a bucurat că a putut realiza momente unice pentru consătenii săi. O zi extrem de importantă pentru mine în calitate de primar, pentru cetățenii comunei Godeanu, pentru fiecare român în parte. O zi simbolică, Ziua Națională a României, care ne-a oferit și am vrut să transmitem atât dumneavoastră, cei care ați fost prezenți alături de noi, cât și oamenilor care au fost inclusiv online, în număr foarte mare, pentru că am cetățeni din comuna Godeanu, care din păcate sunt în alte țări și mi-au rugat și le-am transmis că voi fi lângă ei cu transmisiune live 100%. Da, este un eveniment de suflet. Noi l-am numit Simțim Românește, Trăim Românește și de aceea am vrut ca tot programul artistic să fie transmis live 100% cu copii ai Centrului Cultural Nichita Stănescu, cu copii din comuna Godeanu. Copii talentați care au ce să ne ofere și până la urmă ei sunt viitorul nostru și ai tuturor. Totodată vreau să transmit nu numai cetățenilor din comuna Godeanu, fiecărui cetățean în parte. Să fim sănătoși cu toții, pentru că fără sănătate nu putem să realizăm nimic. Totodată, Mihaela Stănculeasa, director al școlii primare Șiroca, s-a bucurat că a putut participa la un astfel de eveniment. Participat astăzi la activitățile desfășurate în cinstea zilei de 1 decembrie, la invitația doamnei primar Sabina Gheorgheci, am fost împreună cu elevii școlii primare Șiroca, miți și juniorii de la Godeanu. Emoțiile pe care micuții le-au transmis au fost simțite de către toți cei prezenți, dar bucuria de a participa i-a făcut pe aceștia să ducă programul la bun sfârșit. Cum te-ai pregătit pentru ziua de 1 decembrie? M-am pregătit foarte frumos, am luat costum popular și m-am pregătit ca să sărbătoresc împreună cu prietenii mei Ziua Națională a României. Spune-mi, te rog, ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi? Mi-a plăcut că am cântat, am dansat. Ăștia sunt lucrurile mele preferate. Printre tinerii prezenți am întâlnit-o și pe tânăra Iasmin, care a obținut rezultate remarcabile atât pe plan național cât și internațional. De Ziua Națională a României am aniversat-o și pe tânăra Denisa, care și-a sărbătorit ziua de naștere în cadrul acestui eveniment. Denisa să trăiască, Denisa să trăiască, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Finalul spectacolului s-a încheiat cu o masă tradițională, pregătită special pentru participanți, dar și pentru cei aflați în sală.